Din intervențiile realizate exclusiv de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu în luna decembrie a anului trecut, 23 au fost solicitări la incendii, 10 arderi necontrolate, 2 intervenții pentru îndepărtarea restului de combustibil de pe carosabil în urma accidentelor rutiere, o inundație, 2 operațiuni pentru asanarea muniției neexplodate și 9 deplasări fără intervenții. Comparativ cu anul trecut am avut o creștere de 4% a incendiilor. Am avut situații deosebite legate de incendii la locuințe, proprietate personală, cauzate de nerespectarea normelor, focuri nesupravegheate, coșuri de fum amplasate necorespunzător, materiale de construcție combustibile încastrate în coș și așa mai departe. Raportat la aceeași perioadă analizată, luna trecută a crescut numărul intervențiilor la arderile necontrolate de miriști, vegetație uscată sau la incendiile produse la gropile de gunoi, înregistrându-se 10 astfel de situații. În decembrie 2010 nu a fost înregistrat niciun astfel de caz.